În urma unei noi cereri de finanțare europeană nerambursabilă, Primăria Comunei Miroslava va construi un centru multifuncțional destinat copiilor ce va îmbina activitățile sportive cu cele culturale. Noul complex cu o capacitate de 285 de locuri va fi amplasat în satul Miroslava, în zona bazei sportive de pe strada stadionului și va fi finanțat prin programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027. Valoarea estimată a proiectului este de peste 25,5 milioane de lei, iar execuția va dura 16 luni. Complexul se va întinde pe o suprafață totală de aproape 60.000 de, de metri pătrați și va include atât o clădire multifuncțională, cât și facilități exterioare moderne precum terenuri de sport, piste de biciclete, o pistă de alergare cu patru culoare, alei pietonale, spații verzi și parcări.